Astăzi voi termina Poppy Playtime Chapter 2 în 5 minute și 56 de secunde. Veți vedea astăzi pe episod. Like-ul blană, subscribe-ul blană dacă vă place și mai vreți asemenea episoade. Hai la episod. V-am promis un episod genial dacă strângem peste 5000 de like-uri în prima zi de când postăm episodul anterior, unde am terminat jocul în 18 minute, ei bine, astăzi îl vom termina sub 6 minute și vă voi învăța cum să faceți rost de mâna verde funcțională încă din primele secunde ale episodului. Insanity mi-a bătut recordul, dar astăzi bat orice record și cred că și Silent va încerca. Eu când filmez Silent nu o postat episod încă, dar sper să bat orice record și să fiu cel mai bun din Românica. Nocivanu Magicianu este aici să vă explice pas cu pas tot ce trebuie să faceți pentru a obține mâna verde funcțională în câteva secunde, super, super simplu, cu câteva clicuri frumos, dați play, totul clasic, basic, dați new game și aici intervine șmecheria după ce umplem chestia asta de skip. Fiți atenți, 3, 2, 1, numărați 1, 2 și dați cu mâna, ok? Easy peasy, nimic mai simplu de atât. În momentul ăsta am mâna verde funcțională Asta să vă arăt să nu credeți că eu vreo vrăjală sau ceva O să vă și arăt că o pot folosi Încercați și voi de mai multe ori că poate nu iese chiar din prima Eu am da câteva failuri. Trebuie să dați repede clicul ăla și să-l dați exact când trebuie În acest moment mirobolant vom da start cronometru și avem sub 6 minute să terminăm Poppy Playtime Chapter 2 Avem deja mâna verde funcțională și vă voi învăța cum să nu o pierdeți la Mami Long Legs. La final o să, o să refac practic totul și o să vă arăt și mai bine cum puteți da cât mai puține failuri. Like cu blană să mai fac așa episoade, să facem acum 5.000 de like-uri în prima zi în care postăm și o să mai fac alte episoade blană. Faza e că acum o să încerc să fac speedrun deci nu o să stau prea mult să vă povestesc. Deși voi puteți vedea, dar sunt câteva șmecherii, o să vă explic mai multe și Bine mă, let's go Avem 39 de secunde și deja am trecut de, de partea aia Unde probabil să team vreo 4-5 minute Suntem deja la popi. Am dat skip imens Șpa, șpa popii, n-am timp de povești Ok, ok, ok uh, Urmează imediat să ajungem la Mami Long Legs Unde e din nou o parte foarte, foarte grea Pentru că riscăm să ne fure mâna Deși noi nu-i dăm mâna, ne fură mâna Bun, aici trebuie să mergem cât de repede se poate Bam, Bam, hai că am pierdut o secundă deja Nu-i nimic, mă duc, mă încolăcesc de asta cât se poate de repede Bum Aici mă duc așa, mă duc așa Și bam, și bam, și șpoc Perfect, 1 minut și 17 secunde și am deschis Game Station Mi se pare incredibil, pur și simplu O să fie destul de greu și cu codurile pentru că, na, ne putem risca Acum aici, mergeți până pe pătrățica asta roșie Și încerca să dați deodată, Mă! let's go, mă, bine, mă Deci asta e foarte greu, credeți-mă cel puțin mie nu mi-o reușit de fiecare dată Dar trebuie să dați deodată cu ambele mâini Pentru ca mami să nu poate să vă prindă Că practic sunt două mâini Și nu mai știe pe care să o ia Și dă mis click A bine, dă mis pur și simplu Vai, mamă, cât noroc, doamne Ok, suntem într-un minut 5-6 Și deja suntem la partea asta, la cutscene cu mami long legs V-am zis, stați până la final pentru că acolo vă voi arăta mai multe șmecherii, refac totul, dar acum vreau să bat recordul pentru că prea se laudă mă insanity acolo că a făcut el în 17 minute sau ceva vrăjală. Bine, aici e cu un mic, cu mai multe glitch-uri de fapt, nu doar cu unul. Super, super tare barbașianilor. Hai, lasă-ne, lasă-ne odată că am emoții. Credeți-mă, mă chinui deja de vreo jumătate de oră și am dat multe, multe failuri. Pentru că, na, ba am fura mâna, ba picam acolo Da, ok, hai, hai mami Lasă-ne că avem treabă Sper să nimeresc codul, doamne, ajută, țineți-mi pumnii E gata, de aici, din punctul ăsta, suntem zei E ca și termina jocul Bum, bum, let's go Gata, suntem la tren Și acum putem scăpa, pentru că mâna verde e funcțională Mergem pe partea stângă Mai știu câteva șmecherii pe Poppy Playtime pe aici și ea, Deci, dacă vreți, le mai facem Dar să fie susținere blană ne punem mâna verde acolo așa Se deschide ușa până ajungem noi oricum Ne luăm mâna Și acum știu câteva coduri care s-ar putea să fie funcționale Băi, îi pus deja? Nu, nu-i pus Așa trebuie să fie Și îi mereu roșu, galben, roșu, albastru Iar după 1, 2, 4, 3 nu -i. 1, 3, 2, 4 Bine, mă! Oh, oh! Bă, de ce nu vrea, mă? Alo? Nu pot să trag asta. Oh, laiba. Trenciur că mi-o furat câteva secunde. Ținea bine și nu mergea. În fine, sunt 3 minute 38 și am plecat cu trenul. Incredibil, what? Vă zic codurile, dacă vreți, pe care să le încercați. Sunt 24 de coduri posibile, însă doar 10 există real în Poppy Playtime. Alea sunt 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1 și 4, 3, 1, 2. Vi le pot pune oricum și pe ecran dacă vreți, dar să nu uit cumva la editare. Wow! Deci v-am zis, voi termina jocul în momentul în care trag frâna de mână. Când am tras frâna de mână, suntem super atenți și ae... Nu știu, eu sunt extrem de bucuros Știu că voi putea face un record și mai bun dacă mă chinui Pentru că am pierdut câteva secunde aici la cod Dar asta doar dacă vă doriți voi Să-mi spuneți și încercăm Vai, mamă, ce bucuros sunt Nu credeam că o să reușesc în timp util Credeam că o să mai stau vreo oră, două la failuri, Dar nu, cam o jumătate de oră m-am chinuit Să-mi și iasă pentru că am vrut neapărat să fie totul așa pe clip, știi? Nu să fie tăieturi din momentul în care dau star cronometru, știi? Că, na, după aia lumea, păi ai mă, dar nu. Am reușit, Barbașani. Let's go! Huu, dacă ne-ați dat încă like, l-aș aprecia acum și vă voi arăta imediat toate secretele pentru a reuși. Pentru că, deși voi ați văzut pas cu pas cum am făcut, sunt câteva secrete pe care trebuie să le urmăriți pentru a reuși și voi. Faceți și voi chestia asta, îi provoc pe toți youtuberii să facă să-mi bat recordul unui nimic, pentru că și eu le voi bate după recordul. Sigur se poate mai repede de atât cu schemele pe care le știu eu și poate mai sunt scheme noi pe care le știu, le învățăm. Dar vă provoc mai ales pe voi, cei care vă uitați, faceți clip pe YouTube unde vreți voi, dați-mi tag pe YouTube, îmi puteți da Aron de Nociv. Bine, Aron Nocivanu, și mă voi uita la clipurile voastre Când am timp, bineînțeles Și vă voi da acolo un comentariu cu brevă B Hai să vedem, fiți pe fază Deci 5, 5, 3 5, 5, 4 5, 5, 6 5, 5, 6 au fost În 5 minute 56 Let's go, bă V-am zis, se termină în momentul în care am tras frâna de mână Și trenul s a prăbușit la 6 și 6 secunde, 6 și 5 Bine, barbașani, hai să vă arăt toate șmecheriile. Este un lucru foarte bine de știut, puteți da și load game și puteți obține mâna de aici, tocmai de acolo am obținut-o acum, deci totul este posibil. Hai să vă arăt mai multe scheme. Aici la perete, chiar când intrați în perete, e simplu. Mergeți în față, să nu stați prea aproape de camera asta pentru că vă blochează acolo în perete. Când mergeți aici, doar mergeți în față, stați un pic pe crouch și foarte important ca aici să mergeți câte puțin, foarte puțin, Vă uitați așa în față, exact în direcția asta și dați câte puțin în stânga, ok? La un moment dat o să cădeți foarte puțin. Uite, acum. După, țineți drept pe linia aceasta până aici. De aici iar țineți drept, iar urmăriți linia asta, urcați puțin și aici vine cea mai mare șmecherie. Trebuie să vă poziționați cumva încât încă să fiți crouch și să puteți da cu mâna. Vedeți? Îi puțin strâmbă chiar la bază și acum mă ridic de pe crouch. Când m-a ridicat de pe crouch, s-a făcut și mai strâmbă. Pentru că exact chestia asta îți dă la anul suficient încât să ajungi până la capăt. Dacă nu, cel mai posibil că nu reușești. Eu m-am chinuit mult ca să învăț chestia asta. Uitați-vă puțin. Boom. Și... Nici măcar acum n-am reușit, dar am fost super, super aproape. Multă, multă practică și până la urma urmei reușiți. Foarte important, când ajungeți acolo la mami long legs, tot ce trebuie să faceți este să știți deja să trageți cu ambele mâini deodată. Așa că, nu știu, exersați, spre exemplu, uite, pe lumina asta. Trebuie să dați efectiv deodată, pentru că dacă, spre exemplu, ați dat așa, sunt șanse mari să vă prindă mâna. Dar dacă dați în așa secundă cumva, clic, clic, ele se duc aproape deodată. Vedeți? Puteți încerca chiar și jos, așa când o păiți, când mergeți, să tot exersați. Bam, bam. Și în felul acesta o păcăliți pe mami long legs și rămâneți cu mâna verde. V-am învățat cum să luați mâna verde, v-am învățat cum să mergeți pe acolo și cum să stați pentru a primi un avânt mai mare. și v-am învățat și cum să rămâneți cu mâna. Sper că v-a plăcut episodul. Eu m-am distrat făcândul, l m-am și nervat pe alocuri, dar... Eu zic că a meritat. Like-ul blană, subscribe-ul blană și mai facem așa episoade. Toate cele bune și pașpa.